Din rândul înalților de demnitari ai bisericii din România, nu puțini au fost cei întemnițați de către autoritățile comuniste. Dumitru Stăniloae, preot, teolog, considerat cel mai mare pe care l-a avut țara, profesor universitar, scriitor, ziarist, traducător și membru titular al Academiei Române, este prelatul care nu a scăpat la rândul de prigoana comunistă. Dumitru Stăniloae, fiul Rebecăi și al lui Irimie, a venit pe lume în Vlădeni, Brașov, la 16 noiembrie 1903. A făcut teologie și și-a luat doctoratul la Cernăuți, apoi specializări în dogmatică la Atena, München și Berlin, între 1927 și 1929, și a lucrat 45 de ani la traducerea lucrării în 12 volume, Filocalia Sfintelor, nevoințe ale desăvârșirii. Încercarea de a înainta spre bine și de a tinde spre desăvârșire, fără a se plictisi din cauza trudei, iată un scop foarte atent urmărit de părintele Stăniloae. Eu niciodată nu mă satur de a cunoaște tot mai mult și de a fi tot mai bun. Niciodată nu pot ajunge la infinitatea în bine și în cunoștință pe care o are Dumnezeu, că el o are din sine, eu o capăt. Deci aspirația mea durează veșnic. Omul e făcut pentru o aspirație spre bine veșnic și atunci nu mă plictisesc niciodată. Pe 5 septembrie 1958, odată cu noul val de arestări, părintele Stăniloae este reținut de securitate alături de membrii unei mișcări din care nu făcea parte, dar la ale cărei întâlniri participa. În 1959 este dus la penitenciarul Aiud, unde este ținut luni întregi în regim de izolare. Este eliberat în 1963 și pentru că nu și-a pierdut viața în închisorile comuniste, se poate spune că a fost un norocos. Dincolo de cariera sa teologică, una exemplară, Dumitru Stăniloae este autorul a numeroase lucrări pe teme teologice, dar și a altora din domeniul istoric. Pentru recunoașterea calității înaltului demnitar al Bisericii Românești, Dumitru Stăniloae a primit o serie de distinții și titluri academice din partea unor institute sau universități din Europa, precum cele din Tesalonic, Paris, Belgrad sau Tübingen.